Supărare mare pe primarul comunei Hărău după ce au început lucrările la autostradă. Încă de anul trecut, cu mult înainte de începerea acestora, primarul a chemat proiectanții pe teren pentru a reglementa amplasarea podețelor subterane de acces al vitelor către pășunea comunală și a sătenilor către terenurile agricole. Primarul avea dreptate să-i cheme pe toți la discuții, deoarece proiectul străzii a fost făcut din birou, fără consultarea administrației locale. Numai că una s-a stabilit și alta s-a făcut. Dânșii au plecat cu temele făcute la Timișoara. Totul se va rezolva, totul va fi ok. Ne-am trezit însă la momentul când au început să construiască aceste podețe, cu surpriza că un asemenea podeț de 5 metri deschidere, pe care noi l-am solicitat în amonte, cu circa 250-300 de metri, pentru a asigura trecerea vitelor dintr-un trup de pășune în celălalt spre mure și la apă, pur și simplu l-au realizat în acest punct, nu deservește decât un drum care mai are 50 de metri în spate, atât mai deservește acest podeț de 5 metri. Iar acolo unde este mare și mare nevoie, ne-au izolat o zonă în care au interes toți proprietarii de vite din comuna Hărău. Deci, cu alte cuvinte, oamenii nu-și mai pot duce vitele la pășune. Este limpede acest lucru. Primarul încearcă să păstreze calmul în rândul comunității și a început demersurile pentru rezolvarea problemei pe cale administrativă, știut fiind faptul că angajamentele fără semnături oficiale nu au nicio valoare. La proiectant. Am intervenit la CNADNR București, la consultantul dumnealor, inclusiv la constructorul autostrăzii, ca să oprească lucrările de finalizare la aceste podețe până când vom rezolva problema de a reamplasa la locul potrivit. Constructorul a înțeles să facă o pauză la finalizarea acestui podeț, în speranța că va accepta și consultantul și proiectantul să ia măsurile de cuvenite împreună cu beneficiarul lucrării. Răul a fost deja făcut, podețul amplasat într-un loc inutil este aproape gata, iar proiectantul susține că mutarea podețului este imposibilă deoarece aduce constructorului pagube de sute de mii de euro. Primarul spune că altul este motivul real al inerției firmelor de proiectare și consultanță. Trebuie doar să existe bunăvoință. Vreau să vă spun că la urechile și în fața domnului director general pe hârtie a ajuns informații deformate privind realitatea acestui pod și acestei situații. Când am avut cu dânsul o discuție ieri de o jumătate de oră la telefon, în care am adus elementele reale ale problemei, dânsul mi-a demonstrat prin ce îmi spunea că nu cunoștea realitatea problemelor. Aici este problema. Sunt oameni care, în cadrul unui sistem, deformează informația și când ajunge la factorul de decizie, nu mai este ceea ce e de fapt. Dacă factorii de decizie nu vor rezolva favorabil doleanța comunității din Hărău, primarul spune că sătenii vor bloca autostrada. Am ținut oamenii din satul Hărău pe loc de luni de zile. Nu pot să treacă nici la pășune, nu pot să treacă nici să lucreze acele terenuri din partea dinspre Chimindia, sunt pustii. N-au pe unde să meargă, aici sunt proprietăți. Nu este drum. În aceste condiții, dacă nu se vor ajunge la niște concluzii în cel mai scurt timp ca să reglementăm problema, oamenii vor ieși într-adevăr la fața locului și atunci vor fi probleme cu mai mult. Vor bloca autostrada, nu? Sper să nu se ajungă acolo, sper la buna înțelegere. Deocamdată în comuna Hărău e liniște, dar nu se știe până când.